Jean Pavel a anunțat mai devreme că fac societate pe acțiuni în sfârșit și că se vor asocia cu CSA-ul și în sfârșit va fi echipă. Până în martie trebuie să se termine subscripția de acțiuni. Crezi în asta? Păi na, acum dacă sunt pe val, îți dai seama, dacă să și unesc, cam greu să-i mai bați după aia. Păi nu, nu se unesc cu FCSB-ul. Dar? Jean Pavel face societate pe acțiuni cu Pițurcă, cu Tudorel Stoica, cu Lăcătuș și cu CSA-ul și își fac să aibă drept de promovare CSA Steaua. O să vă bateți cu ei la promovare. Zice că oricine poate să ia, și dinamoviștii poate să cumpere 5% maximum, e pachetul, costă 10 euro acțiune. Crezi într-un proiect, crezi în România într-un proiect de genul ăsta? Începe alt scandal, altă problemă. Da. Nu se poate, ca la noi, la nimeni, serios. Crezi în România că se poate face să vină, de ce să nu se poate? Normal, să vină oamenii să dea bani? De ce să nu se poată? Normal. Auzi, ci că o să aibă buget de 10 de milioane de euro, a zis Jean Pavel. Na, rămâne de văzut dacă va fi adevărat. Dar crezi că există? Dacă se poate. Da, adică conceptul ăsta, românii cred în conceptul ăsta, te duci să cumperi acțiuni? Crezi în asta? De ce nu? Dar e un concept nou, de ce să nu se ducă? E 10 euro acțiune. Nu cred că vorbește aiurea. Îți dai seama că sunt niște discuții avansate. Deci crezi că se poate întâmpla, fiind vorba de Steaua? Da, de ce nu? Am înțeles.